Devine competent în anumite domenii, inclusiv în viața sexuală. Se și masculinizează puțin și îmi cer scuze că trebuie să spun asta, pentru că sunt copii în coație, pentru că acel bărbat nu-i greșește cu nimic, cui poate să-i spună ei, îmi spune mie. Mi-a fost foarte greu, mai ales prima oară mi-a fost greu de tot, dar mai apoi mi-am dat seama că face parte din evoluție. Este un dar de la Dumnezeu, dar mi se pare așa și că, da, e normal că e așa, că am muncit, nu am stat degeaba. De ce femeile își ascund vârsta, domnule doctor? Este și un banc cu ce vârstă aveți. Mă îndresc pe 30. Din ce direcție? Da, vârsta este ascunsă în primul rând pentru că există un comportament de disimulare și pentru bărbați și pentru femei. Cu privire la vârsta la femei, dar cu privire la diverse acțiuni ale bărbaților, fac și bărbații disimulare. Și atunci, din moment ce șansa unei femei de a avea o viață socială așa cum și-a imaginat ea, stă în apariția ei, iar ritualul apariției este esențial pentru ea, vârsta începe să o saboteze, oamenii ridică din sprâncene, se miră, mai ales cei care sunt mai tinerei, și atunci femeia preferă să nu menționeze vârsta pentru că ea ar vrea să fie crezută, identificată în virtutea imaginii și a apariției ei. Ce se întâmplă dacă nu reușim? Ajungem la pragul de 30 și nu reușim să le îndeplinim pe toate. Pragul este o caracteristică a culturii contemporane. Se referă la gândirea lineară a oamenilor, adică de a tranșa lucrurile cât se poate de clar, pentru a stabili și convențiile mai ușor. Adică avem apartamente cu margini drepte, ca vecinii să se poată înțelege între ei mai clar, să ajungă în justiție, să-și măsoare casele, să-și măsoară viețile, să-și măsoară benzile pe șosea, să fie egale, să nu-și calce teritoriile. Și astfel ajung să le impună și femeilor vârsta de 30 de ani ca fiind vârsta la care trebuie să fie rezolvat toate aceste probleme ale împlinirii sociale. Dar dacă gândești puțin non-linear, și este recomandarea mea pentru orice om care vrea să trăiască liniștit și frumos, și anume să încerce să dizolve limitele. De exemplu, să nu meargă în fiecare zi pe același traseu după ce vine de la serviciu sau se plimbă, să-și schimbe puțin planurile cu privire la vacanță, să nu fie în același loc la fel de fiecare dată. Și atunci, dacă ai trăit o astfel de viață ca femeie, îți este ușor să ignori faptul că ai făcut 30 de ani. Dacă însă ai fost transformată într-o ființă obsesivă de către părinții tăi, că trebuie la oră fixă să te culci, că trebuie să rezolvi până diseară sau până sâmbătă lucrurile astea, atunci vei fi anxioasă când se apropie vârsta de 30 de ani și mergi în terapie la un psihoterapeut să te liniștească și să-ți arate că nu este niciun fel de tragedie o simplă cifră, pentru că este o convenție. Dar eu sunt curioasă cum se schimbă femeia după 30 de ani în relațiile profesionale. Este mult mai curajoasă, se gândește la ascensiunea profesională sau din contră este puțin mai timidă și se mulțumește cu ce are? Doar în situația în care este descurajată de părinții ei și apoi de partenerul ei, femeia poate să capete o pantă descendentă după vârsta de 30 de ani. În general însă, ea începe să învețe tehnici de viață, tehnici profesionale, devine competentă în anumite domenii, inclusiv în viața sexuală. Ajunge să fie cea mai împlinită femeie în deplinătatea capacităților ei sociale și personale, se și masculinizează puțin și îmi cer scuze că trebuie să spun asta, pentru că pe măsură ce înaintează în vârstă, începe să se mai echilibreze raportul între estrogen și testosteronul pe care îl are femeia în circulație. Și acest testosteron îi crește un pic libidoul, dar îi crește și capacitatea de confruntare cu oponenții și spiritul de inițiativă, orgoliile. Poți să te păstrezi ca femeie în forma ta cea mai frumoasă și în același timp să fii competentă profesional, dar depinde cu cine ai de-a face. Cum este femeia la 30 de ani? Se mulțumește cu ce are acasă sau își reevaluează cumva viața și face schimbări? Dacă ea are în cultura personală capacitatea de a se dezvolta în continuare, mai ales după pragul nașterilor, acesta e un prag de dificultate, multe femei se opresc aici pentru că se gândesc că se împlinesc prin copii, dar ar fi bine să continue cu dezvoltarea lor și dacă reușesc să facă acest lucru, atunci viața lor se relansează, poate să fie
fie încă o viață, căci omul contemporan a ajuns să trăiască aproximativ 3 vieți față de omul din evul mediu, de exemplu. Și atunci și femeia începe să conceapă o reinventare a ei după vârsta de 30 de ani, începe să se gândească, de exemplu, iubitul ei, soțul ei, care s-a cunoscut când era în clasa a 12-a la liceu, cu care a petrecut o parte din viață, nu știu, 10, 15, 20 de ani chiar, își dorește altceva, pentru că își dă seama că ea este altcineva acum. Și este foarte greu să spună, pentru că sunt copii în ecuație, pentru că acel bărbat nu-i greșește cu nimic, cui poate să-i spună ei, îmi spune mie. Trăim, domnule Cristian Andrei, niște vremuri foarte tulburi, pentru că apar fel și fel de povești, inclusiv pe TikTok. Nu știu dacă urmăriți TikTok-ul, dar vreau să vorbesc cu dumneavoastră ceva legat de ușurința aceasta în a ne expune drama. Cel puțin pe TikTok am văzut că lucrul ăsta este la mare succes, pentru că se fac foarte multe vizualizări. Viața a început să se întoarcă pe dos. Practic, lucrurile care erau păzite cu sfințenie de familia tradițională încep să devină valori de schimb la ora actuală. Și, într-adevăr, asta se întâmplă pentru că oamenii aleargă după imagine, după atenție, după audiență. Această nevoie de atenție în masă este parte din personalitatea histrionică, demonstrativă. Mulți oameni rămân infantili, adică sunt încă niște copii care vor atenție în continuare, și femei și bărbați. Și atunci, pentru a obține atenția, expun părțile cele mai șocante din viața lor, care la competiție cu alte părți ale altor oameni pot să aibă succes. Această dorință de a șoca și cu frustrarea că primește atenție doar câteva secunde, că vine altcineva cu povestea lui peste a ta, probabil că îți strică viața, pentru că de la o zi la alta îți dai seama că nu ai trăit ceva consistent, ceva cu adevărat frumos care să-ți creeze amintiri. Practic, sunt oameni care se uită pe TikTok sau pe Facebook sau pe Instagram în trecutul lor de postări ca să-și aducă aminte cine sunt. Și totuși, cum reușim să ne debarasăm de acest lucru, de anxietatea asta, de sentimentele astea negative care vin spre noi? Sunt anumiți factori de protecție pe care noi recomandăm în psihoterapie la noi la institut. Unul dintre ei este activitatea euritmică, așa se numește. Euritmia este o activitate al cărei ritm este impus de ceva exterior ție, cum ar fi să dansezi, pentru că dansând tu asculți muzica și ești supus muzicii. Sau să ai această relație cu apa, să înnoți, pentru că apa nu te lasă să faci ce vrei tu în ea. Și atunci îi respecti legile și capeți ritmul apei. Altfel, ești accelerat după accelerația comunității și este o comunitate globală, din păcate. Adică în timp ce tu vrei să te odihnești, cei din Japonia s-au trezit și vor să fii prezent, ca să mai spun, de cei din America. De asemenea, este extrem de important să acordăm atenție copiilor. Ei sunt un element foarte bun de sanogeneză, adică ei ne dau sănătate în atitudine, prin onestitatea lor, prin joacă, prin mișcare, și reînvățăm aceste lucruri, le redescoperim la noi. Dar având în vedere cum se mișcă lucrurile în ziua de astăzi, dacă stai să te uiți pe stradă, vezi oameni care ei trăiesc, dar parcă dorm, parcă nimeni schimbă absolut nimic, trăiesc într-o monotonie. Sunt suficienți oameni trăiești, domnule doctor? Din păcate, comunitățile urbane mai ales au început să se organizeze în bisericuțe, ca să spunem așa. Sunt unii care se adună pentru că au o viață autentică, de exemplu, cei care merg în natură. Alții sunt cei care se adună pe dorobanți. Alții sunt cei care se caută unul pe alții la mol. Și îți dai seama că dacă tu rămâi în același mediu, acest mediu te va asimila și tu continui să trăiești viața sugerată de el. De aceea este foarte important să ai alternative. Dacă ai un grup de prieteni, să mai ai un grup de prieteni alternativi care fac altceva decât aceștia. Dacă anul ăsta ai fost într-un loc, trebuie să cauți alternativa la acel loc și există și un indiciu. Când ți-e bine, este momentul să cauți alternativa. Pentru că noi avem nevoie de alternativă la bine, nu la rău. De ce? Fiindcă având o alternativă la bine, reușim să nu stricăm acel bine. Îi păstrăm contrastul și el rămâne valabil. În timp ce dacă îl avem doar pe acesta, se devalorizează. Nu mai dăm doi bani pe el. Pentru că se apropie vârsta de 30 de ani și vreau să te întreb, cum te simți tu dacă te simți de 30 de ani? Chiar mă gândeam pe drum, wow, e prima oară când o să vorbesc de faptul că o să am 30 de ani. Pentru mine e o surpriză. Nu te gândești, știi, că vei avea cândva 30 de ani, nu că ar fi o vârstă mare. Sincer, eu mă simt ca și cum abia am început să trăiesc. Sunt la începutul vieții, nu la sfârșitul ei, cum credeam eu atunci când eram mai mică. Mi se pare o vârstă în care ai dreptul încă să mai copilărești puțin, dar în același timp trebuie să-ți asumi anumite responsabilități.
cum priveai vârsta de 30 de ani și cum credeai că vei ajunge tu la vârsta de 30 de ani? Ce vei avea? Casă, mașină, copil, că vei fi căsătorită? Cam ce planuri ți-ai făcut? Eu, în general, așa, n-am fost omul planurilor. Mi-a plăcut să las viața să curgă de la sine, deși, da, am avut anumite obiective. Însă, cred că aproape cu toții ne gândeam că undeva pe la 30 de ani vom avea propria casă, propria mașină, mașini, dacă suntem căsătoriți. Voi avea doi copii, nu știu de ce mereu mă vedeam la 30 de ani cu doi copii, cu viața frumos aranjată, doar să mă bucur de ea și să fie totul în regulă. Nicicum nu m-aș fi gândit că la 30 de ani încă mai ai anumite lupte, încă poate mai treci prin diferite stări, încă nu ești atât de stabil emoțional, financiar. Practic, după cum am zis, la 30, da, începe viața. Pentru că mi se pare că tu ești femeia care este împlinită din toate punctele de vedere. Pentru că ești mamă, ești soție, ești și jurnalist, ești și scriitoare, faci foarte multe lucruri. Cum reușești să le împaci pe toate? Cu oboseală. Să știi că ai spus un cuvânt important înainte de împlinită, mi se pare. Când ne uităm la ceilalți, mi se pare că sunt împliniți, că au tot ceea ce își doresc, că totul este bine. Aparent așa este, da, nu aș fi ipocrită să mă plâng, însă cred că fiecare în viață are o luptă. Fie într-un domeniu, fie în celălalt. Da, într-adevăr, am cam tot ceea ce poate mi-aș fi dorit să am, dar în spatele acestor lucruri stă o viață de sacrificiu. Pentru fiecare lucru pe care îl obțin în viață, cred eu, sau cel puțin așa a fost la mine, a trebuit să mă sacrific sau să sacrific ceva sau să muncesc foarte, foarte mult. Chiar dacă mă uit, da, sunt foarte împlinită profesional și acasă, dar am sacrificat foarte mult, am muncit foarte mult, încât este un dar de Dumnezeu, dar mi se pare așa și că da, e normal că e așa, că am muncit, nu am stat degeaba. Când aveam 20 de ani, toți colegii mei de la facultate ieșeau pe la cafele și se distrau. Eu mergeam peste tot pe unde puteam prin practică, știu că lucram deja la 21 într-o televiziune națională. Eram pregătită să fac lucruri mari. Așa a fost viața mea, am avut obiective mari și era normal, într-un fel sau altul, știi, puțin câte puțin, să îți ofere înapoi viața dacă și tu ești serios. Ce s-a schimbat la tine de când aveai 20 de ani și acum când atingi pragul de 30 de ani? Care sunt principalele schimbări? Cum le simți? Am devenit mai realistă. Eu am fost foarte visătoare de acolo și curajul de a scrie și mi-a plăcut și îmi place foarte mult să-mi aștern sentimentele, gândurile pe o foaie de hârtie. Dar aveam doza aceea în care am trăit într-o lume roz. Deși în jurul meu n-a fost niciodată roz, dar mi-am făcut eu lume roz. Dar atât de roz încât îi făceam și pe cei din jur să creadă că este lume roz. Și totuși ești un om extrem de pozitiv. Cum te poți păstra așa? Trăim într-o lume bombardată cu negativism din toate punctele de vedere. Vezi și tu și în televiziune ne lovim de asta și pe stradă când mergem și în social media. Noi am ales o variantă destul de simplă. Când suntem acasă, mai ales dacă este copilul, nu ascultăm nimic din ceea ce înseamnă știri sau alte emisiuni cu tentă negativă. Mergem pe partea aceasta în care dacă avem ceva de învățat, învățăm, dacă nu, desene mai bune, sunt mai safe. Dacă tu te gândești altfel în momentul în care vine vorba despre relațiile profesionale, dacă ai mai mult curaj acum să ceri lucrurile care ți se cuvin sau să spui nu, s-a schimbat ceva acum în ultima perioadă? Începe să se schimbe și trebuie să se schimbe și mai mult. Eu mereu am fost genul de persoane care nu a vrut să deranjeze deloc, care a urât conflictul și decât să aibă o ceartă sau un conflict, prefera să se retragă. Ori viața mereu a avut darul și talentul de a mă pune fix în postura în care trebuie să-mi înfrâng și să-mi înving anumite temeri, anumite, eu știu, defecte sau cum ar fi în acest caz acesta de a nu avea un conflict sau de a nu fi extrem de chiar dacă pierzi tu, s-ar putea să pierzi tu. De cele mai multe ori am pierzi tu și recent chiar mi s-a oferit o nouă poziție la locul de muncă. Acolo a trebuit să ies din postura de colegă, prietenă, în postura în care trebuia să spun ok, nu e bine asta sau nu se întâmplă corect aici. Mi-a fost foarte greu, mai ales prima oară mi-a fost greu de tot, dar mai apoi mi-am dat seama că face parte din evoluție. Dacă îți dorești în viață să urci, dacă îți dorești să crești, dar dacă îți dorești ca și celălalt să fie mai bun, este normal să poți să spui lucrurilor pe nume și să căutați să le reparați.
Vreau să vorbesc puțin și despre faptul că tu scrii și scrii foarte frumos. Spune-mi ce te inspiră și când mai ai timp să te ocupi și de latura asta? Într-adevăr, nu este ușor, nu este simplu. Înainte de a avea atât de multe responsabilități, aveam mai mult timp și era mai simplu și să intru în acea stare și atmosferă și să pot scrie. Însă acum mă trezesc la 8, sunt cu cel mic, la 3 plec spre muncă și ajung pe la 10-11 acasă. Și a doua zi dimineața o iau de la capăt și tot așa. Mai în weekend, seara, încerc să-mi caut momente în care să reușesc să scriu, pentru că e așa ca o gură de aer pe care nu o iau dacă nu scriu. Mă simt frustrată, mă simt plină, parcă simt că n-am revărsat undeva ceva.